Nicolae Ceaușescu se uită la noi, ce tare. Așa. Și trebuie să intru pe contul meu, nu contul 2-0. Jank. Nicolae Ceaușescu. Bă, să jucăm Roblox. În următorul episod să jucăm Roblox. Ah, da, am auzit. Nu este predominat de copii? Roblox? Nu știu. Știu Roblox, dar n-am jucat niciodată. E ca un fel de Minecraft fără să fie foarte mișto, nu? Adică nu e destul de lame Roblox? Toată lumea face mișto de Roblox. Uite, uite, oamenii vor. Ah, ok. Dar dacă jucăm Roblox, o să jucăm Roblox la mișto. Adică o să merg gol pe acolo, nu știu. Ai... Nu mergi gol. Poți să design puțulica sau chestii de-astea? Nu, nu, se uite nimeni la mine. Uite ce mișto. Zici că stăm la mare aici. Când o să jucăm Roblox, o să dăm ad la oameni. Uite, oamenii vor să jucăm. A, da, să jucăm împreună. Bine, dacă noi când filmăm episoadele noastre de 2-0, nu suntem live și deci nu o să... Dar poate jucăm cu oameni, cu oameni o să jucăm live. Pe video o să jucăm noi și când facem live jucăm... A, da, cool. Cu oameni, ok? Mhm. Dar Aldebaran nu vine și el aici pe Discord? Apropo, Discord-ul ăsta pe care stăm noi acum, nu știu dacă voi aveți Discord, dar în curând o să fie... Leonard? Ah, Leonard aici cum îl cheamă în Roblox, nu? În curând, da. În curând Discord-ul ăsta o să fie deschis pentru toată lumea. Și o să putem să vorbim cu mai mulți din când în când. Nu-i așa video? Așa e. Ascultați-l. O să... Avem un canal special de Discord, unde să putem să petrecem timpul. Ce creatură interesantă, sunt cu o... Tu nu poți să vezi acum, dar sunt cu o caracatiță pe care am posedat-o. Uite, a intrat și Brick Hunter. Oh, Brick Hunter, ce faci Brick Hunter? Ulelele. Brick Hunter este unul dintre primii care se uită la noi. Și este acolo sus, e Brick Hunter și Bergheva, știi? Și acum mai nou și Ceaușescu. Ei sunt în top. Și vor fi, ne vom aminti mereu de ei. Știi că noi mereu vorbim de Bergheva și Brick Hunter? Mereu o să facem un afiș cu un poster cu primii followeri, știi? A, da. Vrei să fac posteri de la, să pun aici în spate o hârtie și eu o să mă ridic de pe canapea și o să mă aplec și o să le scriu numele la toți. Da, dar nu ai fund. O, ba da, am fund. Cum să n-am fund? Ia uite. Nu vă uitați, nu vă uitați. Nu, abia acum cred că se vede. Am super fund. Apropo de fund, ne-am făcut și TikTok, dacă... s-ar putea ca majoritatea să vină de pe TikTok, să știi. Că noi facem șmecherii pe TikTok. Punem acolo link-ul cu YouTube și puteți vedea episoade întregi aici, nu știu ce. S-a întâmplat ceva, a venit un om caracatiță. Și cred că pe el trebuie să-l batem. Nu mai ții minte așa bine lumea asta. Ah, e o caracatiță care aruncă cu dinamite. Da-i acolo sus. Uite-o. Uiu. Și el o să încerce. Uite, Brick Hunter te întreabă când o să vadă Sunshine live. Sunshine, da, Sunshine. Apropo, Sunshine arată foarte mult ca jocul, ca nivelul ăsta de aici. Și momentan nu pot să filmez Sunshine, că e pe GameCube și GameCube-ul este composit, merge cu cablul AV. Și eu folosesc HDMI ca să mă leg la placa de captură, știi? Tu știi, Ui, despre ce vorbesc, nu? Da. Wow, fii atent cu... Ăsta are jet și de înaintat și jet de urcat. Dar rămâne fără apă și trebuie să mă încarc cu apă. În jocul ăsta eu sunt un Mario care sunt într-o prietenie cu o fantomă pălărie. Și uite, poți să posedezi toate creaturile din toate insulele astea, aruncând pălăria pe capul creaturii. A dispărut asta. Și pălăria asta de pe capul meu are ochi. Stai așa. Mă duc la un... Nu, Melci nu poți să-i posedezi că sunt băștinașii insulei. Uite asta. Asta trebuie posedată.
Și da, și aș vrea foarte mult să streamez Mario Sunshine, că este unul din jocurile pe care nu le-am terminat încă, că abia l-am luat. Dar se aseamănă foarte mult, ți-am mai zis, cu... Oh, Dar cum tata mea. facem să... Adică nu există nicio posibilitate să conectăm GameCube-ul prin HDMI? Să facem o... Ba da, Să ultima luăm oară când am o... încercat, ții minte, mi-am luat țeapă cu ea de la EMAG, că mi-a trimis un adaptor de la HDMI, nu, PS2 to HDMI, ceva de genul, că nici PS2 nu are HDMI. Da. Și l-am băgat și nu a mers. Și l-am sunat pe tipul ăla și am zis, bă, nu merge, vreau să-mi dai altul. Mi-a trimis altul, mi-a cerut iar bani pe transport. Când a venit curierul și am zis, oh, nu mai plătesc transportul încă o dată, că am dat să-mi-l schimbe, nu să cumpăr altul. Și am sunat pe tipul ăla și ăla ci că, bă, frate, mi-ai pierdut bani, mai bine nu lucram cu Deci sunt tine și chestii de astea. Super Deci sunt nesimțait. toți șelmi. Dar în fine, o Bă, să... foarte. Sigur există, da, și sigur există variante de a lega printr-un SCART care dă în HDMI sau ceva de genul. Dar o să Păi, vreau poate putem să găsim, sau poate găsim un adaptor, nu știu, la Altex sau în altă parte, știi? Da, sigur găsim, dar m-am ambiționat eu să iau unul ieftin. Bă. Mamă, ce dubioși. Mereu când am fost mic mi-a fost frică de morene. Astea sunt morenele. Și când mergeam la mare, mă uitam mereu pe jos să nu calc pe vreo morenă sau să mă prind așa de o deget. Wow. Dar oricum, când am început 2.0-ul, mamă. Când am început canalul 2.0, ții minte, uite, că scopul nostru și primele videouri au fost să acoperim jocuri de-astea vechi, pe care nu le mai joacă nimeni de mult și care nu sunt la mod în România, dar nu ne pasă, noi ne facem propriul nostru trend. Și sunt super mișto jocurile vechi, clasice, sunt așa, parcă respiri, joci o parte din istorie, știi? Joci cu Mihai Viteazu sau ceva genul. Mamă, 8 oameni! E prima oară când avem 8 oameni și care rămân. Că mereu... La mine sunt 6. Ah, acum sunt 8. Vezi? Am prins și a doua lună. Trebuie să deschidem toate containerele astea și să apăsăm butonul la mare. Asta trebuie să fac acum. Fii antenă. Matei ceva! Salut, Matei ceva! Poate să joace și el Roblox cu noi, bineînțeles. Dar Da, noi nu i-am avem... zis să ne lase numele A, și când tu le notezi numele există. cumva, Wade? Da. A, ce mișto. Wade aici de față, care nu e cu mine în casă. Salut, Răzvan Beats. Wade, care nu e aici cu mine în casă. E la el acasă, că el are părinții lui, eu am părinții mei. Știți voi cum e. Și el E vă greu. notează numele. Și data viitoare... Apropo, Roblox merge mie pe calculator? Merge. Da, eu am o problemă cu calculatorul, că nu pot să duc toate jocurile. Și dacă, să zicem, pot să le joc, cum a fost cu Jurassic Park-ul. Ok, pot să le joc, dar când dau drumul la filmat, se mișcă așa în poze. Și, până la urmă, în Roblox e ca un fel de Minecraft. Că vorbeam despre chestia asta, nu? Adică ca grafică, nu e cine știe ce. Da. O să-ți meargă. Dar ce faci în... Uite că în Minecraft, de exemplu, construiești și... Mamă, creaturi! Sunt niște creaturi alge. În Minecraft construiești, tu să-ți faci adăpost, să te ascunzi de zombie. Și după aia, ziua următoare, tot așa, nu? În Roblox ce faci? Și ne zic oamenii. Sau vedem atunci pe loc. Fii atent, încă nu ne ziceți și când jucăm cu voi, ne arătați voi ce se întâmplă pe acolo. Și facem exact ce faceți voi, faceți și noi. E ca și cum facem pentru prima oară cu voi. Știu că sună nașpa, Ei da. o să ne... Ce să... Nu m-a atins nimeni! O să A, ne rămas fără învețe. aer, mă! Ce bâtă sunt! Eram atent în alte chestii. Eram atent în alte chestii, dude. Și am uitat că rămâi fără aer ca Mario, că și Mario e tot om, la fel ca mine și ca tine. Da, mă, azi este ziua noastră, dar am fost puțin supărat, dar mi-a trecut, nu-i așa, Wade? Ia să intrăm Așa e, ți-a prin trecut țeava și asta. acum ești... Eu te spăl pe creier. Wow. Am intrat într-o lume 2D. Uite, mă, ăsta e Mario care am crescut noi. Când eram noi mici, eu și Weed, aveam o consolă de aia românească, un Se hack, numea cum Terminator. da, și care era un hack după Nintendo-ul original.
Și ne jucam Mario, jocul cu tankuri pe care l-am pus săptămâna trecută. Ce mai aveam? Aveam un număr limitat de jocuri, oricum. Mai erau câteva. Ce mai era, frate? Contra? Era Contra? Contra era, da, mai... Contra avea o dischetă separată. Era ăla cu Mario Bros, în care jucai... Nu știu dacă știi jocul. Era tot așa platform, dar era într-o hartă închisă, cum e ăla cu tankuri. Aha. Te urcai cât mai... Un fel de Donkey Kong. A, păi, Îl știi? stai puțin. Nu era chiar Donkey Kong, că Donkey Kong e cu Mario, cum ar veni, dar noi nu-l chemam Mario pe atunci. Donkey Kong e cumva primul joc cu Mario. Știi ce zic? Da. Tipul din Donkey Kong era Mario, e mustăciosul ăla italian. N-avea numele mare pe atunci. După aia s-a făcut jocul Mario Standalone. Da, bă, și Terminatorul ăla, nu știu, era viața mea. Mereu aveam probleme cu instalatorul, niciodată nu știam să-l instalez. Că după ce terminam să-l joc, părinții îl scoteau din spate. Și eu nu știam să-l pun înapoi, că numai ei știau ce făceau pe acolo. Mai știe cineva televizorul cu tub? Păi da, aveam televizor cu Sau... super tub. Televizor care făcea, când apăsa pe buton, bă, eu țin minte un televizor atât de vechi, nici n-avea telecomandă la el. Ce făcea? Tele Deci avea. televizorul pe care mă uitam eu la Lion King când eram mic, era din ăla, trebuia să apeși butoanele, erau ca niște ieșituri așa și când apăsai pe ele se auzea. Așa. Da, și aveai vreo 4 butoane de alea mari și aveai volum din ăla ca la radio. Nu știam la ce se folosește. Bă, cumva urăsc în not. Nu-mi plac nivelele cu apă. Mereu trebuie să mergi să-ți iei o gură de aer. Și apoi se mai merge odată să ții gură de aur. Bă, am început regim, apropo de mare. Nu știu de ce, apropo de mare, dar este. Pentru că eu la mare mereu am probleme cu dezbrăcatul. Având țâțe, și normal băieții n-au țâțe, să nu vă lăsați păcăliți de ce zice lumea în 2020. Băieții nu trebuie să aibă țâțe, nici fetele mustață, nici băieții să n-aibă pipi. Toți băieții trebuie să aibă pipi și să aibă... Nu, să nu aibă țâțe. În fine. Ideea e că eu la mare fac baie cu tricoul pe mine. Am un tricou special, mai mulat așa, nu foarte lălui. Să mi se vadă puțin de tot mușchii, că dacă... Uite, nu sunt foarte gras, dar tot am... Că nu Ce? știi niciodată ce se întâmplă, știi? Da. Dar da, ideea e că fac baie în tricou. Iar de curând, zilele astea, am reînceput o dietă care merge 100% pentru mine, că am mai ținut odată și am ajuns la dimensiunile dorite de mine. Dar odată cu apariția Crăciunului și cu Moș Nicolae și... Apariția Crăciunului. Da. De când a venit Iisus pe pământ de Crăciun, am început să mă îngraș, știi? Și acum am din nou 100 de kg sau ceva. Știu că n-arăt, o să ziceți că n-arăt. Dar o să revin eu și când ajung la mare, sper că anul ăsta o să fie prima oară când o să fac baie maxim în Maieu. Știi ce zic? Uid. Bă, vreau un pește. Dacă treci la Maieu, ești tare. E un improvement, da, știu. Hai să mergem cu peștele așa, la chestia aia de acolo. Bă, dar mereu mi-a plăcut nivelul ăsta, de că, bine, din 2019, de când mi-am luat jocul. Ăsta a fost nivelul meu preferat. Eu am ceva cu insulele tropicale și cu setting-urile astea de Grecia, așa, știi? Un paradis tropical cu palmieri și ciuperci și chestii de astea. Deși nu sunt cel mai fit om, tot am așa o tragere către apă, baie, etc. Știi ce zic, Weed? Știu ce zici. Nu cred că știi, că tu nu prea ești atent. Îmi dau seama că nu ești atent. Păi, eu nu știu de pentru că eu vorbesc cu oamenii pe chat. Ah, da, mă! Și Cosmin are Roblox. The more you know about Mario Cannon.
Voi vorbiți de alte chestii, nu? Și eu vorbesc chestii în plus. Despre Roblox. Ah, ok. Și Brick Hunter ne explică despre despre Donkey Kong. Era să zic Monkey Kong. Ar trebui să-l chime Monkey Kong. De ce l-ar chema Donkey când Donkey înseamnă măgar? Știi ce zic? Super retard. Deci da, mă, bărbaților, niciodată să nu treceți, dacă sunteți bărbați, să nu treceți la femei. Și apropo, avem vreo fată care se uită aici, să știm cum ne purtăm. Când sunt fete, să vă purtați mereu frumos, să nu le tratați ca pe niște obiecte. Deschidem un vin, facem să fie bine, știi? Da, da. Weed este single aici. Și eu sunt ne-single. Dar nu e ca și cum, știi ce zic? Adică pot să vorbesc și eu cu o fată, două, hai, trei. Trebuie să iau pe aici, pe unde cad bilele, nu? Wow, wow, wow. Fii atent, ești în realitate, uite, da? Și ești obligat de un mafiot, de un interlop de ăsta, cu pistolul la tâmplă. Bă, îți dăm 15.000 de euro. Deci nu o sumă foarte mare. Dar trebuie să așa treci prin canionul ăsta prin care cad bile din astea cu țepi. Să ajungi la final. Te bagi? Sigur, de ce nu m-aș băga? Pentru că poți să mori. Adică dacă te atingi o bilă de asta ești mort. Dar poți să te și ferești. Accepti păi totuși riscul de a te băga pe aici? Pentru da. 15.000 de euro? Normal. Uite, eu era să mor. Și ce făceam cu banii? Nu-mi hrăneam nici familia foarte mult? Și oricum eram mort și nu primeam banii. Da, eu pot să mă feresc și păi, pot. Da, poți să te ferești. Și dacă vin 47 deodată în aceeași direcție? Wow, wow. Păi nu vin. De ce să vine 47 la tine? Vin 47 vreodată deodată. Uite, femeia asta. E o femeie gumba care stă aici sus. Și de obicei putem să o vrăjim. Apropo de femei și fete, trebuie să vin cu mai mulți gumba pe aici. Ia să venim. Merg să iau. Avem 27 de like-uri. Niște gumbi. Ce? La like. Avem 27 de like-uri la like. La live? Deja avem 27 de like-uri și fii atent, Weed. Like-urile astea și toate vizualizările o să acționeze la algoritmul YouTube-ului, tata mare. Și o să ne bage YouTube-ul din ce în ce mai sus, știi? Și o să ne vadă, o să ne vede... O să ne vadă cât mai mulți oameni, din ce în ce mai mulți. Știi și o să ne vadă și Moș Crăciun. Wow, Moșu. Sunt 30 de like-uri acum. Wow! Nu uitați să zdrobiți butonul de like și share și subscribe și toate cele ce se fac pe YouTube. Și toate cele... Noi facem YouTube ca un hobby. Noi până acum nu ne-am gândit la chestii de astea, dar da, trebuie să ne facem reclamă la butonul de clopoțel. Să-l apăsați și chestii de-astea. Butonul cu biluțe. Că cine știe, dintr-un canal în care ne jucăm jocurile de copii, poate să ajungem să-l detronăm pe ăștia, cum îi cheamă, omul ăla care joacă jocuri și ăla, Darius Felia și toată lumea, știi? Și pe PewDiePie din România, da, Ceaușescu e super deștept. Vezi, mă? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe Nea Nicu, da? Nicolae Ceaușescu, așa e. Da, care Nicolae Ceaușescu este și Moș Nicolae în același timp. Bă, da, sincer, că ne toate aduce like-uri, știi? Câte chestii a făcut Ceaușescu pentru România, zi tu, Weed. Ajungeam noi aici unde suntem acum, dacă nu era el? Da, n-am fi avut metrou în București. Metronom. Bă, sincer, a făcut metrou, da. Asta a făcut clar. Hai să mai înainte. Metronom, adică... Ce? Metronom? Ăla e un metronom. Ah, da. Dar în același timp, ăla e și un cal. Ok. Păi, ai uitat grădiniță? Cum face calul? Pe tine, cum te-a învățat că face calul? Bă, ce mă enervează! Bă, din ori eram în voi! Eram în voi și acum ce faceți? Stați acolo. Gata, am ajuns la ultima canistă lasă de apă. Am luat și lunișoara.
Damn, adică reclama rea e tot reclamă bună, dar vin cam mulți normii și mă sperii că asta v-ar putea afecta. Exemplu, literalmente toți gamerii de azi, în afară de Bobo Spider. Păi e că noi Știi pe nici Bobo nu Spider? jucăm, nu știu exact, dar noi nici nu jucăm toate jocurile din ziua de azi. Noi jucăm Nintendo și Da, care sunt din ziua de ieri. Bă, ăștia mă omorau nu, aici. care nu sunt foarte populare. Adică nu mergem cu trendul ăsta de GTA 5 și Și CSGO, deși, bă, am încercat și să joc CS:GO și CSGO așa. și nu-mi place, Deși borăsc. am încercat, deci nu putem să ne stricăm, pentru că am încercat să ne stricăm și nu putem să ne stricăm. Da, Vezi? da, da. Așa este. Deci e o chestie care nu merge, știi? Și fii atent, ții minte cum am început? Am încercat să ne stricăm să jucăm Brawl Stars. Bă, da, de fiecare dată când deschideam jocul ăla. Da, și ții minte că episoadele de Brawl Stars aveau 5 minute. Ții minte? Da, E, am încercat să pentru că jucăm Brawl primul nostru Stars. subscriber s-a auzit Bringu, s-a auzit Bring de subscriber live. Florin Ionuț. Cine? Florin Ionuț. Florin Ionuț, yes! Florin Ionuț, ești primul care a făcut soneria aia. Pling, pling. Da, mă, înainte jucam Brawl Stars 5 minute, atât erau episoadele noastre cu Brawl Stars cu care am crescut. Și cum închideam filmarea, îmi venea să borăsc așa, ca și cum, oh my god, El Primo și nu știu cine, Nu înțeleg, cred că mi-au stricat experiența de Brawl Stars toți copiii care joacă Brawl Stars. Nu copiii care joacă, că și voi sunteți copii și voi jucați Brawl Stars, sunt sigur, dar copiii care se filmează și joacă Brawl Stars au o chestie așa la ei care mă face să cringe, știți ce zic, nu? Daniel Stroie, a.k.a. Ceaușescu, ne-a dat cu Florin Ionuț. E contul lui. Ah! Mulțumim, Ceaușescu. Bine ai Și venit. urmează Marian Andone. Care an? Care cumva are multe conturi Ah, și din ce în probabil. ce sunt nume din ce în ce mai celebre. Am înțeles. E bine dacă faci și asta. Adică sper că ne ajută și chestia asta. Primim. Să zicem că și eu dacă aș fi mai mulți oameni, aș da cu toți, știi? Dacă eu aș fi Jank și aș mai fi cineva, bă, ce mă enervează în Bă, dar nu viață că vorbim nu de pot asta. să fii mai mulți. Adică, În viața ești eu respect tu. tot ce a făcut Dumnezeu. Super respect, știi? Dar am fi putut fi mai mulți oameni. Să zicem, nu prea îmi place de David Simion, că am failat nu știu, la nu știu ce chestie și cred că nu o să mai joc sau să mai trăiesc cu el și cel puțin 6 luni de zile. O să vreau să fiu Alexandru Lăscaie, de exemplu, știi? Care e numele lui Vărmiu. Ăla care te-a salvat de la nuntă. Mă rog. Da. Și Pleacă de la nunta asta. E aș pune salvat. pauză la viața lui David Simion și aș veni cu Alexandru Lăscaie, ceva genul, știi? Dacă aș fi Dumnezeu, așa aș fi făcut. Dar n-am, nu, eu oricum, ți-am zis, n-am nimic cu Dumnezeu. Super respect pentru tot ce a făcut, dar aș putea fi mai mulți. Știi ce zic? Da, poți să fii mai mulți când ești gamer. Când ești gamer, poți să fii și Witcher, poți să fii și Mario, poți să fii și... Ah, da, adevărat. De-aia suntem gamer, presupun, nu? Că vrem să fim altcineva. Interesant, uite. Dar e foarte filozofic ce facem noi aici, știi? O băgăm în filozofie. Cum îmi stă fața? Îmi stă fața bine azi? Sebi Dragon. Mamă, ce nume mișto, Sebi Dragonu. Așa, hai cu like-uri. Și eu mi-aș da mie like-uri, dacă ar fi. Wow, acum am dat caracatița jos din paharul ei. Și acum e supărată. Și ne aruncă direct spre noi cu chestii de-alea. Haideți să mergem să-i dăm în cap. Din câte țin minte, trebuie să luăm un pește de ăsta suflător, care suge apă și după aia scuipă apă. Și trebuie să mergem să-i dăm în cap cu jetul nostru de apă. Vă rog puțin. Bine, bine, du-te, sunt aici. Am mai făcut odată bătălia asta. Nu e super grea, dar știu că se poate muri. Și Nintendo când a făcut jocul ăsta Mario Odyssey, și-a dat seama că viețile și faptul că poți să-ți pierzi viața și să mori, să o iei de la început de tot, e cam degeaba și au făcut să poți să nu-ți mai pierzi viață, gen când mori aici, când ajungi la zero, din aia, din colț de sus, când ajungi la zero, nu faci decât să-ți pierzi bănuți. Nu poți să-ți pierzi viața de tot, adică să mori permanent, să o iei de la începutul jocului. Pierzi doar bănuți. Ceea ce mi se pare super cool. Adică de ce aș sta să am grijă că
A, trebuie să iau de la începutul jocului, am pierdut tot ce am făcut până acum. Nu știu ce. Mi se pare mult mai cool așa. Și acum dacă, și dacă sunt brain fart și nu sunt atent și mor, că mă uit la chat sau ceva, deși nu, asta era treaba lui Weed să facă. O să mă uit și eu. Începeți, încercați să reparați. Nu prea cine știe ce suneria de subscribe. Ah! Da, așa e. E aia basic, nici n-am umblat. Putem să facem multe chestii, dar până acum ți-am zis, nu am folosit live-ul. Și dacă o să începem să facem live-uri mai des, ceea ce vreau să facem, o să customizăm totul, da. Și soneria de subscribe și imaginea care apare, că acum e un zombie de la care aleargă. Dar da, o să vreau să și facem pro. Că putem, noi ne facem oricum singur grafica. Eu am desenat capetele astea, dacă vă place. Vă plac capetele sunt plural și vă place e singular. Deci, dacă vă plac capetele, eu le-am desenat. De fapt, asta e ceea ce facem noi pentru bani. Suntem designeri. Eu desenez chestii și fac logo-uri. Și Weed este ilustrator, face cărți pentru copii. Și stăm acasă și muncim. Nu avem un loc de muncă sau un șef. Suntem proprii noștri șefi. Și 2.0 este un proiect. Și tu desenezi? Ce tare! Ai un canal de desen? Da, și noi adorăm să desenăm. Dar mai nou, eu cel puțin m-am cam plictisit. Prefer să lenevesc acum. Am făcut și liceul de desen, Nicolae Tonița din București, și facultatea de arte, tot din București. Și da, e ceva ce ne place să facem și ne ajută să ne facem banii diferit de cum fac alții bani. Adică dacă nu desenam, trebuia să ne angajăm la H&M sau ceva să fim șefi de raion sau să punem alimente în pungă la Mega Image, care e cool oricum. E cool să... Deci, poți arăta un desen? Da, nu am la mine desen, dar poți să mergi să vezi canalul Devi Simion, așa mă cheamă pe mine. Canalul de YouTube Devi Simion sunt eu desenând. Nu sunt cele mai cool desene, dar sunt desenate de mine. Nu sunt cel mai cool că sunt desene făcute așa pentru YouTube, făcute destul de repede. Dar dacă stau să desenez ceva 2-3 ore, hai 5, pot să fac și ceva mișto. A, de fapt stai. Stai că pot să arăt și aici pe tabletă. Am librăria mea chiar vă arăt acum exact cum ar veni locul meu de muncă. Asta e un cover pe care l-am făcut pentru un client care e gen Doom, dar în loc de monștri sunt bomboane și clientul a vrut să fie o capră care împușcă bomboane cu un pistol și eu l-am făcut pe ăsta. Ce am mai făcut eu? Stai. Am desenat și wrestleri pentru niște wrestleri care vreau să-și facă o bandă desenată sau ceva de genul. Ai o tipă care arăta destul de bine tipa și poartă mască ca katana din Mortal Kombat. Și dacă am... Asta e toată librăria mea de... Ia. Am sute de desene. Hai aproape mii de desene. Că și aici fiecare fișier de asta de jos Eu am revenit. e cu mai multe. Le arătam desenele mele, că am ajuns să vorbim despre ce facem noi ca meserie. Ah, ce mișto. Hai să facem... Și Să facem data viitoare. Weed are Instagram-ul Iulian Thomas. Puteți să vedeți și lui desenele acolo. Ah, mi-am închis chat-ul. Tata mare. Eu aici țin chat-ul. Dar am terminat nivelul, Weed. Uite ce frumos. Exact la apus, la fix. De ciudat că în loc să iasă apa din Ateriziană, țâșnește în Invers, Ateriziană. da. Hai să facem un video pe canal. Următorul video se numească Cu ce ne ocupăm? Și o să avem așa câte un video pe săptămână cu informații despre noi. Ce zici? Că poate oamenii vor să Bă, afle, nu? nu, super mișto, ba da. Eu aș face, până la urmă e canalul pe care facem ce vrem noi, nu? Păi Și da, nu, pe lângă gaming, zic așa, cu ce ne da, ocupăm? cred că e interesant să facem un video cu cine ocupăm și să spunem de fapt de chestia asta, că nu avem șef și că facem ce vrem și cu
cu banii ăștia ne luăm tot felul de jocuri și chestii. Eu vara Exact. asta, știi ce? Cred Uite, că... vara asta vreau să iau motoretă. Ce zici? Bă, chiar te susțin. Ar fi super mișto. Adică, Că toată nu. lumea vrea să stea acasă și să lucreze de acasă și să facă Da. bani, nu? Exact. Exact, Și să mod. stai acasă, te joci, ai timpul tău. Și oricum, bunul Elon Musk, sau cine a zis? Că. Bunul Elon Musk. Că pe viitor, gen în câteva zeci de ani, munca o să fie remote. Nu tu ai zis, că a spus el? Că munca o să fie de acasă, cam toate Da, slujbele. în câteva... Elon Musk a zis că ăsta care și-a trimis mașina în spațiu, a Da. zis că în câțiva ani toate joburile vor fi remote, adică toată lumea o să stea acasă și o să lucreze de acasă. Bine, la noi în România o să fie O să dureze puțin niște mai mai mult. greu lucrurile, dar dacă știi să faci chestii și să te... Să te adresezi oamenilor de afară, poți să lucrezi cu oameni de afară, adică din America. Ia uite. Ceea ce e mișto. Stai că zice să fac o poză la chestia asta, că o să conteze mai încolo, știi? Nu știu ce ridic asta, dar. Așa. Și începând de săptămâna viitoare vrei să filmăm asta plus niște videouri cu următorul joc, gen ăsta Roblox sau ce vreau. Că probabil nu o să ne ia mult să filmăm ce facem noi ca meserie și să arătăm câteva exemple, știi? Putem să facem, eu aș vrea. Eu cred că în 20 de minute filmăm toate cadrele. Și poți să arăți și tu fața. Că până acum nu prea ai vrut. Mă filmez cum desenez la tabletă. Ah, ok. Și atât? Vorbești peste? Și vorbesc peste, dar mă filmez pe mine cum desenez la tabletă, adică apar și eu. Știu. De în același timp, eu o să fac diferit. Eu o să te filmez pe tine și o să mă filmez și pe mine. Eu o să vorbesc live și tu o să vorbești peste, că nu vrei să vorbești în timp ce te filmezi. Că e un fix de-al tău. Dar bine, fiecare avem fixul nostru. Nici eu nu vreau să mă dezbrac la mare. Îi Știi? vezi? Da. Până la urmă, toți oamenii sunt egali, atâta vreme cât. Nu, punct. Toți oamenii sunt egali. Nu? Dar unii sunt mai egali ca alții. Și așa se naște regimul nazist. Bă, Hitler trebuie să ne mai urmărească. Și o să fie și Ceaușescu și Hitler. Eu vreau să facem colecție de fani și Stalin. De Uite, fani Brick ăla. Hunter zice că își face canal Ah. retro, ceea ce e foarte mișto. Așa. Și să colaborăm. Și are nevoie de niște art, nice. Și ne Ah. întreabă cât cerem, dar putem să vorbim, putem să discutăm. Da, discutăm. Depinde ce-ți facem. Dacă e ceva super complicat. Sau. Discutăm mai pe îndelete, știi? Sau ceva ce ar merge să ne dai gen un share și îți facem artul, știi? Dar ar fi cool. Chiar, bă, știi ce ne-am gândit noi? Să vorbim cu de-ăștia super faimoși. Gen, nu știu, zi un YouTuber faimos. Nu știu. A, Game Grumps. gata, știu. Irafahel. Toată lumea știe pe Irafahel. Uite, el m-a abordat odată și i-am făcut logo-ul. Știți logo-ul ăla cu IR? Deci. Da. Logo-ul lui Irafahel e făcut de omul ăsta pe care îl vedeți pe ecran Da, acum. eu. Geanga. Eu am făcut logo-ul. Și când și l-a pus, nu a spus nimica. Bă, mulțumesc cu ăsta că mi-a făcut logo-ul și arată super mișto. Oricum, desenul pe care l-a făcut altcineva, eu l-am întrebat, cred, vrei să fac și un desen cool? Că pot să fac și desene, asta e ce fac. Și l-a spus, a, nu, mersi, cred că o să-mi faci doar logo-ul. E, și așa, Irafael are super logo, arată super bine logo, chiar îmi place. Dar nu se potrivește cu desenul. Dar desenul lui este unul cu o aripă de înger, o aripă de drac, nu știu cum, și e desenat super nașpa, stă așa. Eu puteam să-l fac mult mai realist. Sunt multe canale de YouTube care folosesc desenele mele. Și arată bine. Majoritatea din America. Da, mulți YouTuberi americani nu foarte de succes. Nu foarte de succes merge. Dar da, uite, vorbeam de Da. chestia asta. Putem să abordăm YouTuberi,
să zicem, bă, putem să-ți desenăm asta pentru un share sau să dai un shout-out, dar bă, nu ne bagă nimeni în seamă, nu știu. Eu dacă scriu cuiva, lăsa că nu o să răspundă. Cum faci? N-ai cum. Păi, Dar cât timp ție, ești Bergheva, putem să-ți facem și sunt sigur că ai putea să dai și tu share și creștem împreună, Brickhunter? așa ca subscriber, știi? Brickhunter ai vrut? Brick Hunter, scuze. Da. Faza e că și creierul meu este super împărțit și, după cum știți, bărbații nu n-au de asta n-au Creier. n-au creier Bărbații distributiv. au jumătate de creier inactiv și știți Da. voi cum e. Știu foarte bine cum e. Bă, câteodată mă enervează că sunt bărbat. Dar nu în sensul de vreau să fac operație de sex acum. Doamne ferește, nu. Dar am așa niște chestii pe care aș vrea să le experimentez ca femeie, știi ce zic? Bă, nu sună bine nimic din ce zic. Nu mai zice, uite, Răzvan Beats ne zice că am putea să jucăm Pokémon dacă tot jucăm jocuri de Nintendo. Wow! Vezi că eu am tot vrut să încep Pokémon. E un Pokémon nou acum, dar vreau să încep cu alea vechi. Alea alb-negru de pe Game Boy, știi? NES? Ah, la Nu de negru, al pe... negru. Da, că Pokémonul a început pe Game Boy. Chiar aș vrea, sincer, să joc Pokémon. Sau Pokémon Go, la ce se referă? Că Pokémon Go am rupt. Am jucat super... Până a venit hack-ul ăla cu BlueStacks, că toată lumea putea să intre pe joc de acasă, de pe calculator, eu am rupt Pokémon Go. Și cu piciorul în gips, ieșeam pe stradă cu cârjă și mergeam să-l prind pe Poliwhirl, care era la gard. Sau chestii de Dar genul. tu când ai avut piciorul în ghips și de ce? Păi Nu mi-aduc aminte. ajutam pe cineva să demoleze o baracă. Și baraca era... Gata, gata. Mi-am adus aminte. Da. Deci eu am avut piciorul în ghips. A, ce tare. Ce vrei să zic? Nașpa. Ce tare și tu. Bravo. Dar tu când ți l-ai scos din ghips, de exemplu? Da, mirosea urât, știu. Nu. Când ți l-ai scos din ghips, te-ai Așa. dus la doctor? Fii atent. Prima oară când am căzut, că știi cum am făcut să am piciorul în gips? Am căzut prin acoperiș când vreau să-l demolez, da? Da, asta știu. Dar când ți-ai scos gipsul, te-ai dus la doctor să ți-l scoată? Nu. Nu. Ți l-ai scos tu acasă? Da. Dacă mă duceam la Bă. doctor, iar trebuia să-i dau bacșiș și eu nu știu să bag. De fiecare dată când am încercat să bag 50 sau 10 lei sau 50 de lei, mă rog, că se bagă Cu în buzunarul buzunar, doctorului cădeau. nu că cădeau, dar ziceau, nu, nu, să nu mai faci asta, nu încurajați chestia asta și mă simțeam prost. După aia, mergeam acasă și mă certa mama. De ce nu-i dai? Ți-am zis să-i dai. Și chestii de-astea. Și Și nu tot mai înțeleg așa. nimica. În fine, faza e că când mi-am rupt piciorul, când am căzut de pe acoperiș, prima oară n-am sesizat că a amorțit și am zis că, ok, nu pot să merg chiar acum pe el, dar mai încolo o să pot, știi? Și mă rog, au trecut 2 zile și piciorul meu s-a făcut atâta și vânăt tot. Și am zis, ok, mă duc la spital. Și m-a dus fratele meu de urgență, cum ar veni. Da. Și m-a certat aia că acum se vine, mă. Acum se vine la spital. Că erai schelet deja. Da. Ca bancul ăla, știu și știu. Dar nu spune acum. Da. Nu, nu zic, nu zic, nu zic. Stai liniștit. Dar Mai avem timp. despre ce vorbeam? Stai. Gips și aveai piciorul Ah, mare. Și stai. te-ai zis Da. acum se vine? E, atunci când aveam piciorul în gips, tot m-am dus, mă, să prind Pokémon. Despre asta vorbeam. Și cu piciorul în gips și cu mâna ruptă și fără cap. Și După Pokémon te duci, activitatea nu mea e... preferată era așa. Fii atent ce făceam. Înainte să facem stream și de ăsta canal de YouTube, făceam live pe Skype între prieteni și aveam un prieten cu păr lung aldebaran care este și roșcat. Știu că n-are legătură, dar nouă mi se pare super amuzant. Mergeam pe Skype cu Aldebaran și îi dădeam cameră să vadă, gen FaceTime, știi Skype-ul cum e. Și mergeam pe Da. bicicletă cu camera și nu știu ce. Și pe fundal aveam Pokémon Go și mergeam cu bicicleta pe la 12-2 dimineața și prindeam prin sat pe aici tot felul de Pokémoni. Gengiscan, Alakazam, un Ditto a apărut odată, dar nu l-am găsit. Că știi că poate să și dispară. Și foarte... Nu știu dacă am văzut vreun Pikachu vreodată.
Dar, mă rog, era super mișto jocul. Chiar mi-e dor de el. Mă enervează că l-au stricat hackerii. Dar da, n-am avut Pikachu. Stai, mă, ce face asta? Fii atent, poți să joci volei. Ia. Te uiți sau ești bărbă? Eu răspund A, ce mai zice lumea? Mai zici și mie că și eu vreau să știu dacă tu răspunzi. Păi stai că m-a răspuns eu. Îi răspund lui Sebi Dragon, care a trimis niște desene pe Instagram, să le vezi și tu. Eu l-am văzut acum. Și îi răspund că are talent și să continue. A, pe bune? Dar de ce nu vorbești cu el? Că de-aia, bă, el scrie, da, dar tu poți să vorbești. Exact acum am văzut, n-aveam cum în secunda 2 să fac asta, știi? A. Așa, hai să continuăm. Și eu am primit ceva pe Instagram acum. Păi da, e aceeași. A, tu mi-ai trimis? A, el ne-a trimis Nu. pe Instagramul nostru 2.0. Exact. A, păi zi-mă așa, n-am înțeles. Asta zicea. Da, bă, dar dacă ai tupeu, putem să facem ce n-am făcut când era Pokémon Go. Să dăm drumul la live și să mergem să prindem Pokémoni. Deci 1, 2, 3, 4. Și ce trebuie să facem acum? Stai! A, trebuie să te împingem în apă, nu? Ok. Da, împinge în apă. Da, deci era aici 1, numărul 1. Nu, deci 1, 2, 3, 4. Ca o cruce, 1, 2, 3, 4. Ok. Acum duceți-vă în apă. Întreabă Matei ceva, mă, până la cât ținem live-ul. Până vine Denisa acasă. Asta ce înseamnă? Ea e În persoana cu... ore... Adică, bine, poți să nu-i deschid ușa așa repede, știi? Deci, 1, 2, 3, 4. Dacă îmi vine Denisa acasă, ea de obicei nu vrea să fie filmată, știi? Și Răzvan Beats zice că se joacă everyday Pokémon Go. Pokémon Go, te joci everyday? Ce tare. Știi ce n-am experimentat eu? Când m-am apucat de Pokémon Go, era pe final, că ți-am zis, faza cu hackerii. Cred că știi și tu că se poate juca și de acasă. Poate chiar tu îl joci de acasă. Că și eu am jucat de acasă, îți dai seama. Mă duceam prin Australia să prind Pokémon pe acolo. Dar nu e fun. Trebuie să prinzi Pokémonii live unde ești tu. Asta mi-a plăcut la conceptul ăsta, că aveai telefonul în mână, ca și cum aveai Pokédex-ul din desene, și mergeai acolo, la colțul parcului, acolo era Pokémon respectiv. Știi ce zic? Asta era interesant la joc. Că așa stai de acasă, poți să joci orice alt joc Pokémon. Ce Cu tata Blue mare? Stacks? Ce? Cu ce Ce? jucai de acasă? Cu Blue Stacks? Da, jucam cu BlueStacks. Gen Bine, asta ăsta, zic. emulatorul de Android, știi tu. Bine, Toată lumea cred că asta zic. știe. Și nu mi s-a mai părut fun, știi? Și abia începusem și eu să-mi dau seama că, bă, trebuie să cucerești un gym. Că era mișto la joc că erau peste tot gym-uri din astea. Puncte în care tu puteai să mergi cu Pokémonul tău sau mai mulți, mă rog. Și cucereai tu gym-ul ăla. Și toată lumea din tot orașul vedea că locul ăsta e cucerit și deținut de Simion David. Ăsta e al lui. Și ia, hai că mă duc să-l cuceresc eu pe David, să fiu eu acolo. Și la venea și încerca să se bată cu Pokémonii lui contra Pokémonilor tăi. Și era bătaia asta reală, știi? Știi ce zic? Sincer, n-am mai văzut niciun joc care să aibă impactul ăsta asupra mea. Mi se părea super mișto. Oricum, toată lumea era disperată și vedeam pe toți pe stradă cu harta aia de Pokémon, știi? Dar ți-am zis, hack-ul, deși e cool, înțeleg cum ar fi cool că poți să faci rost de Pokémon de pe tot din lume, dar a stricat jocul. A făcut partea asta mișto și reală din el, să-l facă ca orice alt joc. Știi când era un trend că toată lumea juca Pokémon Go și Da, eu da. vedeam oameni maturi, Da, adică păi eu sunt om 35 de matur. ani, 40. Eu am Nu, aproape 30 nu de ani. tu. Nici chiar. Nu tu. Oameni de 35 de ani, 40, care erau în Da. tramvai cu telefonul și prindeau Dar foarte Pokémon. bine. Și asta era super mișto la el. Puteai să vezi omul în față. Dacă omul era lângă gym-ul ăla și vrea să-l cucerească, tu îl vedeai acolo încercând să facă chestia asta și mergeai lângă el. Știi? Și se simțea așa un fel de comunitate a jocului. Da.
aș vrea să pot să fac cumva să nu mai există hack-ul ăsta. E mai fun să te duci până acolo să faci mișcare, cunoști oameni noi, faci trade, da, e mult mai fun, vezi? E mult mai mișto, da? Că asta e toată esența jocului, știi? Din momentul când s-a făcut hack-ul posibil, deși am folosit și eu hack-ul, jocul s-a transformat ca oricare alt joc. Și nu am mai avut farmecul de Pokémon Go. A fost joc Pokémon normal. Deci mișto, oriunde mergeam și dacă mergeam la film și dacă eram la mare odată și am încercat să prind niște Pokémon de ăștia, gen Horsea, aveam impresia că sunt mai mulți Pokémon de apă când ești lângă mare. Dar poate era doar impresia mea, deși cred că e ceva de genul. Păstrăvi, îl știi pe Pokémonul Păstrăvi? Păstrăv, da. Da, l-au stricat puțin mai mult l-au stricat, stai niște. Dar nu ei, nu ăștia care au făcut Pokémon, oamenii care au hackuit jocul. Sau mă rog, BlueStacks. Emulatoarele de Android, în general, au stricat jocul Pokémon Go. Și l-au stricat până la... Am luat mie tot cheful să-l mai joc. Vedeți, mă, ce ați făcut? Gen, așa, mă, dacă ție ți-e tupeu să... Bă, ție ți-ar fi rușine, Weed, să vii cu mine pe stradă, cu telefonul în mână, tu mă filmezi pe mine, te mai filmezi pe tine din când în când, dacă vrei, bineînțeles, și să prindem Pokémon pe stradă? Ți-ar fi puțin așa rușine. Da, nu mă știm ține elementul meu, sincer. În primul rând, oamenii o să zică că, bă, ăștia sunt în 2015, ce-au pățit, știi? După aia, exact. E nivelul ăla de puțin lame. Dacă erai în state și vorbeai limba engleză, parcă e altcumva, știi? Exact, plus că nu știi pe nimeni. Mergi pe acolo, prinzi Pokémon, atât. Te duci acasă după aia. Da, de parcă în România știi pe toată lumea. Uite unde am intrat, într-o lume foarte gay. Totul aici e super, super... Nu, e foarte pozitiv aici. E pozitiv, dar asta e o chestie pe care au făcut-o gay, e să pună stăpânire pe curcubeu. Acum orice e curcubeu trebuie neapărat să fie gay, știi ce zic? Bă, niște monștri tomate! Bă! Fac lavă pe jos! Îmi pare că dacă intru în lava asta mor, nu? Dap? E sos iute de tomată. Tata mare să vă ia. Vai de vai de mama mea. Bă, 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 to! Sos de tomate. Sos de tomate. Ciocornitoarea Woody. Și nici ciocornitoarea Woody nu mai e ce a fost. Facem numai... Ah, tata mare, am căzut în supa aia. Ah, uite o altă femelă de Goomba. Trebuie să mergem să o cucerim și pe asta. Hai. Vreau să fac rost de viață dacă pot. Ai văzut că mergi pe un știulete de porumb? Da. Este o lume destul de alimentară. Bucătară. Mm-hmm. Ce e mișto, nu? Da. Mm-hmm. Îți face foame? Tu ești... Mm-hmm. Ah, tata mare. Uite, am murit, dar acum o să vedeți că n-am murit de tot. Pentru că în noul joc mare, cum am spus, s-au eliminat viețile. Au văzut că nu mai e necesar să ai vieți. Și pur și simplu e de la început, dar cu mai puțin bani. De fiecare dată când mor de tot, ci să mai scade din bani. Hai să mai începem o dată. Trebuie să sărim pe capul la toți ăștia. Gata, acum să văd dacă mai există gumbi să mai iau. Că femelele din rasa lor, femelele Goomba, sunt impresionate de cât de lung ești și tu, știi? Tata mare. Am murit iar. Acum trebuie să așteptăm să... De fapt, n-am murit noi, am lăsat să moară restul gumbilor. Trebuie să facem cumva săritura asta așa, cu o săritură mai mare. Ia. Așa o să fac. Trebuie să revină ăștia la viață acum. Până atunci ne mai plimbăm pe aici. Da, și uite, e femeia aia din colț. E o gumbă roz. Și ea e super impresionată dacă suntem lungi. Și facem asta dacă stăm unul peste altul, știi? Salut, sunteți. Am mai trimis ceva ce am făcut la cursul de desen. Tu faci curs de desen unde? La școală sau separat? Dar ce mișto s-a făcut pe Diggle. S-a la desen. Ne-a trimis un Moise. Știi că și noi făceam Moise? Moise, da, nu știu. Diggle din Lod, din Ipsos. Avem modelul de Moise. Ah, la școală, da. Știu. Ai uitat? Dar noi chiar am făcut școală. El cred că face curs special, presupun că dai bani, nu? Da, mă, Dig ăsta.
Răzvan Beats Diglett e ăla care semăna cu, cu un cap de penis din pământ și nu se știe, nu se știe Pipi. Ce e de desubt. Și când e varianta evoluată a lui, sunt trei. Apropo, știi că e un tip de arici, Echidna, cred că se numește, are patru penisuri. De fapt, nu are patru penisuri, are un penis care are patru capete. E așa, după aia e așa, așa, așa și după aia așa. Deci e ceva de genul ăsta. Da, ăsta nu e normal. Și aici sunt capetele. Căutați pe Google dacă nu mă credeți. Echidna penis sau ceva genul. Dar să ștergeți după aia istoricul. Tu realizezi ce explici, da? Bă, eu cred că mă sinucid și aștept să apară ăștia din nou. Yahoo! O dată, de două ori. În viața reală? De trei ori. Da, mă sinucid în viața reală. Astăzi chiar aveam... Ba nu, mă, nu, stai liniștit. Ai avut vreodată gânduri sinucigașe? În afară de atunci când mi-ai zis că vrei să nu mai trăiești. Tu? Nu. Nu, în cel mai... Adică nu reale. Cum adică nu reale? Fake? Fake, da. Adică eram super supărat și ziceam ceva genul nu mai are rost să trăiesc! Dar, de fapt, eram ok, avea rost să trăiesc. Și încă cred că are rost să trăiesc, nu-i așa, Weed? Are rost. Că ia uite, femeile sunt peste tot și ia uite, e chiar impresionată de ce vede. Am fost destul de lungi pentru ea, ne-a dat o lună și acum... Țeapă, sunt Mario, he-he. Sunt un om mic, cu mustață și acum ți-i omor și pe ăștia. Am omorât-o și pe ea și o să-i omor și pretendenții. Vă omor pe toți după ce v-am luat ce aveți mai bun. Așa e în viață. Asta e viața. Cânepă. Ați ascultat... Hai să punem și ca video, mă. Da, o să-l pun. Wow, ce rasă mă ia asta. Ați ascultat hitul nostru? Centaurul de la 2-0? Avem o piesă făcută la mișto. Poți să faci tu beat-ul să fac eu versurile pentru cei care nu știu? Nu, las. Na, chiar nu am chef acum. Că plus, poate vine cineva nou și nu o să înțeleagă ce se întâmplă și o să creadă că asta facem. E mai bine să punem... clipul, da. Adică să facem un video special. Uite, Brick Hunter știe deja. Da, că da, știi, centauri, grauri, de-astea, da, știu. Dar nu uita de cânepă. Weed trebuia să facă partea cu cânepă. La fiecare vers de-al meu, eu ziceam centaurul și el trebuia să zică cânepă, graurul și Weed trebuia să zică cânepă. Știi? Armadillo-ul, cânepă. Și după aia, cânepă trebuia să zicem împreună. Poți juca și altceva? O, doamne. Stai să-l bat pe bossul ăsta, promis și joc altceva. Dar ce nu-ți place Mario? De ce nu? Uite cât de mișto e. Îl bat pe ăsta cu... Ce se bagi în... Ce? Ce se bagi în Fortnite. Așa a zis? Nu. No. Dar chiar, și dacă ar fi ce ați vrea să joc? Ceaușescu. Acum da, chiar, acum chiar ești Ceaușescu, glumesc. Puteți să jucați și altceva decât Mario! Cum e în Ceaușescu, că tu știi? Iubiți? Ce ți-o strângi? Iubiți, mă? Nu cred că ați zicea vreodată iubiți. Cum să nu? Dragi! Glumești? Dragi, dragi și iubiți. Dragi, nu iubiți. Nu, și iubiți. Ups! Iubea? Tovarăși, uite, vezi? Ups! Încă o dată, vreau o inimă. Mare cât inima mea? Mare cât inima? Bă, Beatman, ce-a pățit, mă? Cât mai crezi că are de trăit Beatman? Simbolul muzicii românești. Wow. Hai să facem un joc. Câți ani le dăm la vedetele din România? Opa! Fugi de aici repede, Mario, nu fi fraier! Nu muri! Gata, yes! A murit! Deci, păi, ce mai e pe Switch? Dar eu zic să rămână live-ul pe Mario. Dar știți, alegerea voastră. O să ne mai uităm acum ce avem pe Switch. Dar după aia trebuie să mă duc până la calculator să schimb. Acum jucăm nu știu ce. Dar stai bine să mă uit acum. Eu că am aici deschis. Da, așa e. Cum va veni ideea de canal? Păi, fii atent. Noi ne jucam oricum jocuri non-stop.
împreună. Jucam World of Warcraft și alte jocuri, dar nu numai. Și aveam o anumită personalitate când jucam, știi? Și după aia am dat de unii, de fapt Weed a dat de unii, care se numesc Game Grumps. Și o să vezi că noi suntem ca un fel de copie carbon al lui Game Grumps. Și am zis, bă, ăsta zici că suntem noi. Deci fii atent, Weed, mereu ziceam lui Weed, fii atent la video ăsta. E exact ce ți-am zis eu ție despre nu știu ce chestie, știi? Zici că ne-a auzit vorbind. Și ne-am asemănat așa de mult cu ei, încât am zis, hai mă să facem și noi exact ca ei. Dar bineînțeles, nu e exact ca ei. Practic, unic, că noi suntem noi, știi? Ei au... Ei au talent la improv, ei sunt comedianți, noi nu. Noi suntem mai scuffed Game Grumps, cum naturali. Să zic. Naturali. Știi? Da. Hai să vedem totuși ce jocuri mai avem. Că noi suntem și destul de prostituați. Boa. Mamă. Și facem ce zice lumea și majoritatea. Și voi mai tari, da? Nu suntem mai tari, trust me. Hai să vă arăt ce jocuri mai am. Unde te-ai dus?